Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Astăzi mai povestim puțin mai exact o întâmplare din iarnă. Deci faza asta e de stand-up comedy. Ce Bordea, ce Micuțu, ce Costel mai au de mâncat ăștia până ori să ajungă să lucreze cu mine. Ideea e cam așa. Într-o zi minunată de iarnă m-am hotărât eu cu un tovarăș să mergem într-un club. Era vreo 3 dimineața. Și ce ne-am gândit noi? Bă, hai în club! Problema e că eu nu prea beau de fel. În schimb, tovarășul ăsta meu o dă pe băutură frumos, adică pe el o sticlă de Jack nu-l satură, o sticlă de Jack e așa, de încălzire. Asta înseamnă să ai ani de experiență. Îl vom porecli Vasile pe tovarășul ăsta meu. În sinea mea știam că se va întâmpla ceva amuzant sau ne vom lua bătaie, una din două. Și ajungem noi frumos în clubul ăsta, muzica să-ți spargă capul clasic și dă-i pe băutură, frate. Păusem și eu să zic câteva beri, ăla în schimb a băut tot ce se putea bea acolo. Și într-o oră, ce credeți? Exact, se făcuse pulă. Și vine ăsta la un moment de la mine. Oh, ce fabos! Mamă, să moară măsa, bă, coaie, a găsit fratele tău aici, pizdă, mamă, are țâțe, are cur, ar lua fratele tău, așa, mamă, iar da, fratele tău, aoleu, cum a dat Germania în Brazilia, să moară măsa, că e bună rău de tot, mă. Și întorc eu capul să-i văd zâna lui ăsta, mă uit, aoleu, care mă, aia de acolo? Da, frate, sigur aia? Da, boss, știi că fratele tău n-are gusturele. Deci, mă jur, arăta mai rău decât asta în pula mea. Zici că era vie, arăta aproape ca un om. Cu greu arăta ca un om, aproape așa, o combinație dintre extraterestru și Oana Roman, ceva de genul. Dar normal, ăla cât de mor de beat era, o vedea pe aia ca fiind Scarlett Johansson cel puțin. Și s-a dus Vasile ăsta după ea cu gândul că o combină. A ajuns la ea și nu știu ce a făcut, ce i-a zis, ce nu i-a zis, dar nu a reușit. Și vine ăsta supărat. Coaie, că nu știu ce, că nu știu cum, oricum dă o morție, că n-a vrut să iasă cu mine. Oricum era târfă, dă o dracu. În fine, și mai stăm pe acolo, m-am mai dus, mi-am mai luat și o bere, s-a mai dus la mai dat câteva șaturi și la un moment dat vine o gașcă de vreo 5 negri, să zic. La care se duce Vasile ăsta cu gândul că o să-și facă tovarăși noi sau ceva. Se duce la primul negru, nu l-a băgat în seamă. Se duce la al doilea, nici atât. Al treilea, nimic. Al patrulea l-a băgat în seamă. La care ăsta cât de mort era cu fața aia de beat. Ce fa, mă, boss, țin să te anunț că tovarășii tăi cu care ai venit aici e niște bulangii. N-au vrut să vorbească cu mine. Acum, drept pedeapsă, nici eu nu mai vreau să vorbesc cu tine. Eu eram în spatele lui, am văzut, am auzit tot. Pur și simplu nu mai puteam de râs, eram acolo pe burtă. Se duce ăsta, mai dă câteva șaturi, mai îmi iau și o bere. La care îmi zice, boss, hai, așteaptă-mă aici, nu știu ce, că eu mă duc până la baie. Bine, hai, ne vedem aici, mulțime dacă e. Se duce ăsta la baie, vine după 10 minute sau ceva, la mine. Coaie, de ce a găsit fratele tău în baie? Ce ai găsit, mă? Erau cheile unei mașini. De aici, boss, chef, boss, mergem acasă cu mașina. Bă, coaie, unde găsi cheile alea? Hai, dracu, să mergem să le ducem la recepție, că pula mea nu s-a letat, adică, na. Ce vorbești, mă? Ce am găsit să fie al meu? Mergem acasă cu mașina. Frățioare, dar n-ai carnet în primul rând. Da, dar am mașină. Tu să te duci cu taxiul dacă vrei. Eu mă duc acasă cu mașina. Mai stă ăsta câteva minute pe acolo, s-a dus la bar, mai dă câteva șaturi, m-am dus și eu după el, am încercat să-l iau cu binișorul, frățioare, hai acasă că nu mai ține. Venim și mâine dacă vrei, la care îmi zice ăsta, da mă, mergem acasă, nu știu ce, dar mai întâi să mă duc la baie. Tu așteaptă-mă aici la masă. Bine mă, hai că te aștept aici. Trec 10 minute, trec 20 de minute. Mă uit, bă, dar ce face ăsta, mă, leșinat pe acolo, să mă duc dracu să-l caut. La care ăsta n-avea o treabă și făcuse un tovarăș acolo în baie mai mort decât el. Și povestea lui ăsta acum că el are mașină și se duce acasă cu mașina. Ăla la cât de mort era, la fel ca ăsta, totuși încă era conștient și zicea lui ăsta de bine. Coaie, că nu știu ce, indiferent cât de beat ești, lasă mașina aici, nu te duce cu mașina acasă să nu faci accident. Ăla l-a învățat de bine pe prost. Ăsta n-avea o treabă. Ce vorbești? E mașina mea. Mă duc acasă cu mașina. L-am luat pe prost. Bă, hai să mergem acasă. Pe bune, chiar uite, îți promit, venim și mâine. Bine. Și când să dăm să plecăm de acolo, îl vede ăsta pe unul care vorbea în portughez. Asta a fost. Se duce la el. Ha-ha, frate meu, tu-l știi pe Ronaldo. Ho-ho.
Se uita portughezul ăla pe el, ăla nu știa o boabă română. Se uita, îți dai seama, ce pula mea vrea ăsta. Vasile ăsta o ținea pe lui. Ronaldo, haha, tu știi pe Ronaldo. Ăla dă să plece să scape de prost normal, la care ăsta vine din nou supărat. Coi că să-mi bag pula în gura lui de portughez. Și n-a lui Ronaldo, că oricum Messi e mai bun ca el. Aia acasă. Doamne ajută. Și am ieșit noi frumos pe ușă, era vreo 6 dimineața să zic. La care scoate ăsta cheile din buzunar și începe. Ce faci, mă, handicapatule? Ți-a promis fratele tău că te duce cu mașina. Partea cea mai amuzantă, acele chei nu aveau telecomandă, erau doar cheile. Și omul făcea și a scos cheile din buzunar și... Deci atât de rupt în gură era, era făcut pulă, nu mai știa de el, nu mai știa de capul lui. I-am luat cheile, le-am dus la recepție și până la urmă i-am zis, frățioare, hai să căutăm un taxi, mergem acasă cu taxiul. Nu știu ce, nu știu cum. Într-un final l-am convins pe prost să mergem acasă cu taxiul. L-am urcat în taxiul, la care taximetristul ne-a întrebat frumos, unde să vă las? La care ăsta, nu contează, boss, unde vrei tu, dacă ai manele. Ai manele? Nu, n-am manele. Atunci, de dracu, de urât. Eram în spate, mort, prăpădit de râs. În fine, am luat-o cu binișorul pe prost. Am ajuns acasă într-un final, Doamne ajută. Partea cea mai amuzantă a fost a doua zi, după ce am povestit toate astea. Și culmea, am găsit-o și pe aia la care vroia asta să se dea, am găsit-o pe Facebook. Și am dat, uite frățioară la cine te-ai dat-o aseară. Ce mă? Cum să fie asta, mă, știi că n-am eu gusturi de-astea. Bă, dacă asta era, dacă zic că asta era, du-te mă, faci mișto de mine, da, să mă împace. Știi că fratele tău are gusturi bune, mă lua pe mine cu de-astea. Faci mișto de mine acum, bă, dacă la asta te-ai dat, pula mea. Ce motiv aș avea să te mint? Du-te mă, lasă-mă că tu mă minți. Pur și simplu uitase cam tot ce a făcut. I-am povestit, în fine. Moral acestei povești. Dacă nu ieșiți și voi cu tovarășii să vă faceți pulă toți, mai bine nu mai ieșiți. O să aveți parte de întâmplări de gen. Și nu e chiar cel mai mișto caz să stai după unul de ăsta. Da, mă rog, puteam să-l lua și acolo, dar am fost băiețaș la faza asta, să nu zică că-s bulangiu. Și mulți dintre voi am văzut că întrebați în ce zile postez și așa mai departe. Eu inițial vreau să postez vinerea, o întâmplare de genul sau o chestie random, și marțea joc. Dar le-am inversat puțin și o să povestesc marți o chestie de genul sau ceva random și vinerea o să încerc să joc ceva. Nu promit nimic, o să joc ceva în fiecare vineri. O să joc, dar nu în fiecare vineri. În schimb, filmulețele de genul or să continue în fiecare săptămână marți. Am văzut că mulți dintre voi aveți și ceva întrebări pentru mine și sincer mă gândesc să fac un filmuleț separat să răspund la întrebările voastre. Le puteți lăsa jos în comentarii și voi răspunde într-un video viitor. Mulțumesc mult de vizionare, mă puteți găsi și pe Facebook, linkul este în descriere. Nu uitați să dați un share, chiar mă ajută foarte, foarte mult. Un subscribe, un like și ne auzim data viitoare. Salut!